Cu emoții la română, așa a debutat Bacul la începutul săptămânii. Cei care nu reușesc să treacă de probe vor putea beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni. Absolvenții de clasa 12-a care nu promovează examenul de bacalaureat pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează ca o persoană în căutarea unui loc de muncă în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Această indemnizație reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Indemnizația de șomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioada în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării, se menționează în comunicatul ANOFM.